Te fug după soare. Dați-mă, dar o să-mi prind părul chiar aici, în fața camerei. Știți cum a fost astăzi cu soarele? Ba a intrat în nori, ba a ieșit, ba așa și mi-a stricat efectiv toate planurile de filmat, mi le-a dat peste cap. O să vedeți imediat ca să urmeze, să zic așa, introducerea la MTS. Cam zic, chiar dacă ești așa mai întunecată, o să o las pentru că vreau să vedeți și cum se vede când lumina este mai întunecată. Așa că închid acum, vedeți începutul și eu voi continua apoi seria de MTS. Baterie mai am puțină, încă nu mi-e clipăcește acolo. Mi-am luat și provizii, mai am un pic de ciocolată. Nu mănânc. Cam la capul meu acolo. Pentru că vine tuna de MTS. Tuna de MTS pentru că s-a adunat enorm de multe produse și vă spun sincer, nu știu, în ultima vreme. Mi-a fost, nu știu, lene. Vreau la un moment dat cu Cristina. Cristina, doamna Cristina, vă salut. Altă sacoșă. Și încă o sacoșă, să spun, nici nu mai văd. Alta sacoșă de MTS. Și mi s-a adunat foarte mult MTS. Cristina zicea la un moment dat să filmăm MTS împreună. Și am zis, ești sigură? Vrei să facem film de la tânăr și neliniștit? Pam, 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 pam. Asta e melodia de la tânăr și neliniștit. Credeți-mă că îmi sună în cap, pentru că ani de zile mi-am adus aminte, toată facultatea am uitat la tânăr și neliniștit, așteptând să văd cine cu cine rămâne și așa. Și până nu s-a întâmplat nimic, pentru că, cum știți și voi, tânăr și neliniștit, cred că nu s-a terminat nici astăzi, probabil. Nu știu cu ce să încep. Nu știu cu ce să încep. O să încep, în schimb, cu o chestie zen, așa, și o nouă filozofie de viață. Uitându-mă, eu la modul foarte serios acum, sunt prostia la o parte, ce gluma, mă uitam că la un moment dat mi-a făcut un declutter important în produsele de make-up. Mi-a făcut un declutter în tot ce înseamnă produse skincare, în fine, a făcut multă ordine, n-a reușit să filmez. Am trimis către prietene, către mama, către cunoștințe, către oameni către care îmi permis să trimit și produse care sunt un pic începute, un pic cu ambalajul ciufulit. Tot au rămas foarte multe produse și mi-aduc aminte, chiar mă amuzam într-o zi, am eu un colț unde îmi țin cosmeticele și s-a întâmplat ca eliberasem efectiv tot și într-o săptămână efectiv s-a umplut la loc. Au venit tot felul de preschituri din partea companiilor și nu mai, adică s-au aglomerat acolo foarte multe. Da, cred că observați și voi că eu primesc multe produse, dar nu apuc să vă vorbesc despre ele și nici nu vreau să vă spun cu mare sinceritate lucrul ăsta. Sunt foarte multe produse cosmetice, iar eu o să vorbesc întotdeauna despre cele pe care chiar le folosesc și fizic un om nu poate folosi, adică ce poți să folosești într-o zi? Poți să folosești o cremă de ochi, o cremă de față, un ser facial, un fond de ten, o pudră, un blush, un rimel, un ruj, un parfum, un deodorant, cam asta, bine, săpun lichid și așa, pe care le folosești și a doua zi, și a treia zi, și așa. Și ele se consumă, au o anumită durată de viață. Uite, cum uitam, de exemplu, începem cu MTS, acest demachiant pe care l-am primit din partea celor de la Andalu, de la Secom. Practic, Secom aduce în România o parte din produsele Andalu, Naturals. Mi-a plăcut foarte mult, l-am folosit, ce l-am folosit și apoi s-a terminat și el și aia a fost. Dar a durat. Adică a durat 3-4 luni de zile, mi-am dat seama că nu prea v-am spus nimic despre el, v-am scris pe blog despre altă cremă de la Andalu și nu avea sens să o lălăi prea mult. Între timp, în toată perioada asta, înțeles, m-am vopsit și după cum vedeți, m-am vopsit în continuare cu Sios Oleo Intens. Nuanța pe care eu o folosesc este Sandy Blond, Blond Nisipiu, dar nu vrea să-mi iasă neam Blond Nisipiu. Câteodată iese, pentru că am uitam prin clipuri. Au fost perioade când îmi ies nuanțele cenușiu și sunt perioade în care nicio formă nu vrea să prindă nuanța de cenușiu. Aceasta termală de la Vamar, am terminat-o și eu. Pe ea, uitați-vă cât e de mare. Am, e cât capul meu mai mare, capul meu mai înaltă decât mine. În cât timp am folosit-o, credeți? Mai mult de jumătate de an, pentru că este mare, este... Nu am nevoie să-mi cumpăr o apă termală în fiecare lună, da?
mine, în general, mai ales genul ăsta de format mă ține jumătate de an, un sezon întreg. Ce să vă mai arăt pe aici? Geluri de duș, ce obțin, cred că am cu una. Hai să vă arăt alt produs longeviv și care m-a ținut foarte, foarte mult, aproape 7-8 luni, este această cremă de corp de la Elizabeth Arden Whitey, pe care aveam senzația la un moment dat că n-am să o mai termin niciodată. Dura enorm până am reușit să o termin. În sfârșit, borcanul este gol. Am zis că o să-l spăl și vreau să-mi păstrez, să-l fac fie suport de pensul, mă gândesc eu la o chestie DIY așa simpatică, sau rujurile și le țin capac, sau mostre de parfum, pentru că dacă când ai foarte, foarte multe mostre și decanturi de parfum, e bine să le ții într-un loc închis ca să nu intre aer la ele și să se deterioreze. Deci despre vopsea v-ați lămurit, da? Așa iese vopseaua, părul meu, din păcate, nu întotdeauna iese acest Saio Soleo Intens, chiar dacă este un blond cenușiu, nu iese întotdeauna efectul de cenușiu așa cum mi-l doresc. Dar cum se vede că... mi se pare că mi se vede capul prea mare doar eu aici în... Bun, hai să vedem ce s-a mai adunat aici în marea pungă de... Așa, despre Andalou Naturals. Hai să vi-l arăt toate ca să le vedeți și așa în lumina, să vedeți ce frumos arată sticluța. Bine, ea când era plină, se vedea un pic cam cum se mai vede aici. Așa. Un demachiant cremos pentru ten uscat. Wonderful, minunat. Chiar și-a meritat investiția. Acesta a fost un crem de machiant de la Sephora cu nucă de cocos. Pe aceasta l-am cumpărat-o eu după ce am primit de la IPC-le trandafiri. Mi-a plăcut și mi se par o variantă bună la alte, la alte demachiante cremoase. De la Jaya, un gel intim care la fel nu știu, mi s-a părut uriaș, adică ăsta chiar mi-a ajuns, uf, nu focalizează, dar nu înțeleg de ce nu, nu focalizează din cauza scrisului, că e prea trans, adică e prea pierdut acolo. Oricum, îl puteți folosi și liniștiți să vă spălați pe corp. Are și acid hialuronic în el, destul de bine, zic ei. Un săpun lichid de la Careline. Careline e genul de firmă în același grup cu detergenții Sano. Bun. Alt săpun lichid. Ăsta e super drăguț. Foarte mult îmi plac în ultima vreme aceste ambalaje de la Balea. De la Drogheri Mar, foarte, uitați-vă și voi, numai flori, numai flori, numai flori. Bă, celor de duș de la Yves Rocher, câte am, cred că am numai două, momentan. Mai sunt la baie încă două. Acestea din gama Plezir Nature, efectiv, le adorăm. Eu l-am antrenat pe asta cu vanilie și soțul meu place foarte mult cel cu nucă de cocos. Sunt genul de duș pe care folosim foarte des. Am terminat în sfârșit crema de mâini pe care cred că ați văzut-o într-o grămadă de vloguri și de asta pentru că a stat pe biroul meu. Crema de mâini de la Clarins, o cremă de mâini care chiar și-a meritat toată investiția. Oricum a venit într-un set. A luat-o într-un set. Au fost la un moment dat niște reduceri foarte mari la Marionon, magazine și acest set era redus de la 3 milioane la 1,5 milioane. Era o reducere de 50% și pac, l-am luat. Pe lângă crema de mâini mai aveam o grămadă de alte lucruri. Băiețelul meu și tot cumpără de la Drogheri Mag niște bulinuțe pe care le pune în apă și fac tot felul de chestii și de nebunii. Balsamul Kerastase, Aura Botanica. Nu l-am terminat, mai am un pic din el. Am zis că o să-l dau și mamei mele să încerce sau a unei prietene, pentru că pur și simplu nu mai funcționează. Adică compar cu balsamul de la Joicos sau chiar l-am comparat cu masca de hidratare de la Wash & Go din gama cu ulei de camelie și credeți-mă, chiar e super slăbuț. Nu, n-am fost încântată, deși îl las pe păr destul de mult. Știți pentru ce e bun? Pentru mine balsamul ăsta pot să-l aplic pe toată lungimea pentru că nu-mi încarcă firul de păr, este super soft, e... Un alt săpun lichid, ăsta e marca proprie la Mario, nu, marca exclusivă la Mario, nu?
Dar am impresia că de acum parcă era o brichidare de stoc, nu prea mai văzut în ultima vreme. De la Douglas am terminat din gama asta a lor, Douglas Essential Moisturizing in Shower Body Milk. Bă, ăsta a plăcut, vă spun sincer, mi-a plăcut mai mult decât îmi plac acele milk, body milk in shower de la Nivea. Asta mi s-a făcut. Da, s-a întâmplat. Mi s-a părut mult mai onctuos, mai hrănitor și începe deja să se întunece. Așa. La capitolul seruri faciale. Și asta va fi un ambalaj pe care nu o să-l arunc, pentru că trebuie să vă povestesc neapărat despre acest ser facial pe care l-am mai prezentat și în alte articole. Voi l-ați mai văzut în ultimii 2 ani, l-ați mai văzut la mine pe blog, l-ați mai văzut și în Emtis. Este printre foarte puținele seruri faciale pe care eu am curaj să le aplic și în jurul ochilor. Este foarte fin, foarte plăcut pentru ten. Se pare că are și o concentrație mare de acid hialuronic și cred asta pentru că văd cum se simte imediat tenul după aplicare. Am terminat 2 fonduri de ten. De fapt, nu le-am terminat, dar s-ar cam mix. Ăsta e aproape terminat. De fapt, formatul tester de la Clarins Extra Comfort. Ia să vedem dacă va și focaliza. Da. Așa. Și este Vichy Lift Activ, care e desfăcut de peste un an și jumătate. L-am folosit cam până pe aici. Nu am cum să folosesc mai mult fond de ten. Atâta pot. Chiar mă gândeam că, nu știu, în următoarea perioadă nu o să mai cumpăr niciun fond de ten. Da, vă rog să marcați acest lucru. Pentru că fond de ten, orice aș face, nu am cum să folosesc atât de mult și îmi rămân acolo, pur și simplu. Rămân, se adună, se... Trecem la sacoșa următoare. Crema de corp la Elizabeth Arden, cred că v-am arătat-o și în obscuritate și v-am zis că o să fac un proiect de DIY cu el, adică o să o spăl frumos pe interior și o să o transform în cutie în care o să țin miniaturile de parfum. De la Yves Rocher, iar ăsta a fost săpunul lichid din colecția de iarnă cu vanilie albă, foarte mișto și ăsta. Acesta este un gel de duș pe care cu siguranță îl vedeți foarte des la mine în Emtis, pentru că băiețelul meu este mare fan. Cred că și acum. Oare are la baie acum? Da. Nu, acum nu mai are. Acum nu mai are. A reușit în sfârșit să-l convinc să nu-și mai ia fa pentru un moment. Mai folosim și, și alte lucruri, pentru că totuși mereu același gel de duș. În fa, fa, doamne. Nivea. De la Nivea folosesc, de exemplu, acum sunt foarte concentrată pe acea Nivea crem clasică. Ei, și în perioada asta am terminat spuma asta de duș. Vreau să vă spun că e super mișto gândită și ca miros și ca efect. Și mi-a plăcut foarte mult deodorantul Procter & Care 0% alcohol, non-irritating, foarte mult plăcut. Lasă aici așa, ca să vedeți pe mine. Iar a dispărut, da, este și lumina mai ciudățică acum pentru că iar se întunecă, dar chiar au fost 2 produse atât de preferate încât pe acesta băiețelul meu l-a terminat în 2 săptămâni. Bine, pot să vă spun că aveam, aveam spumă. Deci iar m-am pierdut. Aveam spumă de duș de la Nivea peste tot în... Aveam peste tot în baie spumă de duș de la Nivea pentru că îi plăcea foarte mult să o folosească. Și el a crezut că scoate așa din ea și pune deasupra apei. Deci are niște idei. De la Dior am terminat 2 produse și nu le-am terminat chiar 100% și... Mă doare sufletul, dar nu am ce să fac. Este Capture Total Dream Skin, un primer minunat, am scris despre el. Acum el a apărut într-o nouă versiune și BB Cream-ul Hydra, care și el este folosit destul de mult, dar acest BB Cream din gama lor Hydra Life a fost minunat, super, dar acum deja a început să prindă miros de expirat, pentru că este deschis de peste un an și jumătate. Nu mai am ce să fac. Îmi pare maxim de rău că trebuie să le arunc. Parcă nici nu trebuie să le arunc. Dar vedeți, asta e chestia. Trebuie să trecem la alt nivel. Să nu ne blocăm în produse.
Unul dintre deodorantele preferate ale soțului meu este acest Biotermo. De obicei îl cumpăr de pe Mariono când mai au ei oferte interesante. Așa. De la Body Shop, loțiunea cu vitamina E Aqua Boost Essence Lotion. Nu am terminat-o, mai am ceva, dar asta o să ajungă la mama, pentru că și ei place foarte mult gama de la The Body Shop, vitamina E, la ea a ajuns și crema și atunci i-am promis că îi dau și loțiunea după ce îmi fac și eu o părere despre ea, de ce am folosit jumătate și da, este un produs care și-a meritat atenția. Ei, ăsta este un produs pe care vă spun sincer, chiar o să sufăr. Este Nu Release de la Méthode Jean Pierre. Vai, ce bine ar fi dacă aș focaliza. Ia să vedem. A fost un produs care efectiv l-am, nu știu, a fost așa un deliciu, l-am folosit și pentru față și pentru corp și chiar și pentru demachiere. Un produs minunat, un ulei multifuncțional care, din punctul meu de vedere, este poate printre cele mai bune produse de skincare din zona asta de uleiuri pe care le-am folosit, să zic, în ultimii 5 ani. Mi-a plăcut foarte mult, chiar l-am folosit până la ultima aplicatură. Chiar de el îmi pare rău. Și nu o să mi-l cumpăr pentru că mai am acum două uleiuri faciale început, adică cam an. Crema de la Lierac. Asta a fost o miniatură, dar da, s-a dus și scrisul de pe ea. Simpatică, o folosesc în special pentru zona gâtului, pentru că era ceva mai grăsuță. Îmi place gama Lierac Premium. Era Premium. Așa. Gata. Am mai terminat încă un super start, un booster, un ser booster de la Elizabeth Arden. Cred că l-am menționat de atâtea ori, l-am mai avut în Empties, am avut și concurs, am avut, chiar este un produs care cred eu că a schimbat părerea și celor mai tineri, precum și a domnilor asupra produselor de skincare. Da, dintre foarte puținele produse, iar am ieșit din focus, foarte puținele produse care au ajuns și pe tenul soțului meu, el fiind destul de opus folosirii cosmeticelor, ceea ce pentru mine până la urmă este ok, pentru că, apropo, băieții, bărbații chiar nu trebuie să folosească foarte multe cosmetice decât atât cât au nevoie pentru probleme punctuale. Măști faciale am folosit de la Mastaev, deși este Vitamin Sadness Mask, este o mască, zic așa, pentru o zi când ești mai tristă, de ce nu vrea să focalizeze. Acum mi-am dat seama de ce e pentru tristețe. Îți dă o stare foarte de bine și când o aplici pe ten și ca miros, chiar mi-a plăcut foarte mult masca asta și îmi plac măștile de la Mastaev. Dacă vă tentează să vă faceți o comandă la ei, includeți și măștile lor faciale. Așa, și o altă mască, I'm Real Pearl Mask Shift Luminating, nu știu. Asta ori am primit-o când am făcut swap culorina, ori am primit-o de la Sephora. Chiar nu mai știu, nu mi-aduc aminte, de la Tony Moly este oricum. Da, măștile de la Tony Moly, cred că nu mai trebuie să mai spunem despre ele. Alt săpun lichid. Bun, și cred că am ajuns. Am ajuns la punguța cu miniaturi. Astea o să încerc să le iau, de fapt nu sunt chiar miniaturi. Tot de la Andalou. Am terminat această cremă de ochi cu vitamina C. Este o cremă mișto, însă în unele zile mie nu dorea să-mi intre în piele, nu știu de ce, nu mi-am putut explica. Perdotal e o cremă ok, hidratată, dar n-am observat totuși acel efect de luminozitate tot timpul. Nu știu. A fost unul dintre produsele de la Andalou care nu e rău, dar nu pot să spun că vai de mine. O surpriză plăcută din gama Givenchy. Am folosit o mostră din Lentamporel. Crema, crem fin soaios, în fine. A rămas impresionată pentru că nu mă așteptam să fie atât de plăcută. Nu este atât de parfumată pe cât îmi era teamă că va fi. Din acest eșantion am putut folosi vreo 4-5 zile și chiar am fost mulțumită. Dacă n-aș avea în acest moment câte creme de față desfăcute, vreo 7, mi-ar fi plăcut să îmi cumpăr și un format full size din această cremă, dar așa cum v-am zis, nu prea multe.
Ce mai am pe aici? Mai am miniaturi de la Guerlain, bien sûr, ori și de Imperial. La astea, la mine, sunt meniul zilnic, ca să zic așa. Tot timpul am o miniatură de Guerlain ori și de Imperial desfăcută pe undeva. Ups, stai că nu fac bine ce fac. Nu mai știu cum le mai pun pe aici. Am multe, se amestecă ce aici, ca la nebunici. O, da, ăsta a fost un tester de fond de ten Yves Saint Laurent, dar de acum gata, și-a dat obștescul sfârșit, nu mai s-a și separat urât, a prins un miros, adică parfumul ăla se simte foarte ciudat, e foarte parfumat, asta e singura la l'encre de peau, și în general la fondurile de ten Yves Saint Laurent, la vremea vremea sunt foarte parfumate. Aici am avut o apă micelară de la Garancia, pe aceasta am primit-o de la Adriana, pe care o puteți urmări pe canalul de YouTube Adriana Cecilia. Plăcută, miroase trandafir, cu apă de trandafir. Un brand care mi-a place foarte mult în ultima vreme este Monuskin, și aici a fost Total Recovery Balm. Vreau să vă spun, cu acest balsam mi-am demachiat ochii în perioada iernii, când îi simțeam foarte, foarte sensibil, și a funcționat extraordinar. Deci pe lângă ceea ce a trebuit să facă, gen a aplicat pe zone sensibile, zone iritate, chiar și pe față, la axile l-am folosit toată după epilare și a funcționat. Am terminat, de fapt, na, s-a uscat un rimel de la Dior Show, dar trebuia schimbat, el semnă că reușea să focalizez, era deschis de mai mult de 6 luni, deci trebuia să plece la plimbare de acum. Cremuța asta de la Rexalin. Pe asta să știți că am ținut-o în poșetă mai mult ca și cremă de mâini, pentru că pe față nu mi-a plăcut senzația. Nu pot să spun, nu m-a usturat, mi s-a părut prea greoaie, așa, nu știu, parcă simțeam că aplic crema. Mie îmi plac cremele untoase, cremele bogate, dar asta era prea de tot. Ce mai am pe aici? Am terminat și un balsam de buze de la Clarins. Ia să vedem dacă vrea să și focalizeze. Foarte drăguțe, dacă le mai găsiți în ediția asta limitată așa cu buline, nu ezitați să vă cumpărați, dacă nu, e în formatul standard și la fel foarte plăcut. Am avut o surpriză foarte plăcută, ca să vă arăt imediat despre ce este vorba. Vezi că v-am tot arăt eu că am terminat miniaturi de șampon Cistifan. L-am găsit în farmacia Te Informat full size și am zis că în vara aceasta cu siguranță o să mi-l iau, pentru că vara, când mă spăl mai des, chiar am nevoie de un șampon de felul ăsta. Foarte mișto este, are o textură lăptoasă, face o spumă fină și lasă părul, nu știu, parcă te-ai spălat cu apă așa și singur s-a curățat. E foarte mișto senzația. Am terminat crema Paula's Choice Resist, cea pentru zi cu SPF, bine, acesta e format mini, dar sunt happy pentru că am mai primit una. Și cea pe care am primit-o, asta era pentru ten mai degrabă mix, dar avea un finish mat. Acum cea pe care am primit-o e cu textură mai grăsuță și chiar m-am bucurat tare mult. Să știți că focusul ăsta e problematic acum și din cauza că a scăzut lumina naturală, iar... Ce mai am pe aici? Ce mai am pe aici? Da, e un balsam lip balm de la Velleda, să știți că nu l-am terminat, dar nu-mi place că a prins un miros ciudat. Nu-mi place, adică are un miros parcă de stricat. Nu. E ok. L-am ținut în poșetă o perioadă și, nu știu, probabil de la căldură, de la habar n-am, s-a deteriorat mirosul. Aici am mai terminat, de fapt, da, am avut o miniatură. Vedeți dacă poate să focalizeze. O miniatură de Sensai, fondul de ten pentru ten matur, și aici este o miniatură de Orchidee Imperial, cred că este apa lor de demachiere, da. Panul s-a complet de exception la lotion, da, este loțiunea pe care o aplici pe ten înainte de aplicarea serului și apoi a cremei. Deci aici suntem la miniaturi. Și ia să vedem ce mai am pești la capitolul miniaturi. Pam, pam. O miniatură de la Caudalie, pe care la fel am folosit-o mai mult în poșeta stat, ca să mă dau, o să folosesc pe post de crem de mâini. Nu mi-a plăcut foarte mult, recunosc.
Iar aici o grămadă de mostre de la Sisley. Băi, atât de mult mi-a plăcut acest ulei corporal. Este un ulei chipurile de corp care asigură, na, efectul anticelulitic, de fermitate, în fin, nu știu cât îl asigură, nu? Dar senzația este super. Deci, ăsta este cel mai mișto ulei de corp pe care l-am aplicat vreodată. V-am zis eu că acest Emtis durează mult. Deci, Sisley ale integral, stați așa să le pun frumos, ca și cărțile așa de joc, ca să le putem vedea împreună și să vă și pot povesti ceva despre ele, pentru că or fi ele miniaturi, în fine, eșantioane. Eu am, în momentul ăsta v-am zis, am un stoc mare de eșantioane pentru că am acel abonman botel la Sisley și, na, uite, de exemplu, ăsta cred că este Pore Minimizer. Mai am și uneori probleme de pori în jurul pe aici. Și ăsta a fost singurul pe care am avut curaj să-l aplic pe ten și nu-mi dă nicio senzație de nimic. În rest, na, toată panoplia lor de produse de la Sisley. Ăsta cred că este, dacă nu mă înșel, gomaj. O, crem gomat. Ăsta e un gomaj atât de fin, atât de plăcut. Ăsta este un fel de gomaj absolut, zic eu așa în mintea mea, singurul gomaj pe care, da, el aș face în fiecare săptămână pentru că este extrem de fin, este într-o cremă, sunt integrate niște particule micuțe. Dar, așa cum mai zic, de la începutul clipului, eu sunt un singur om, am o singură față. A, cred că mi-am mers. Da, și am terminat. Ei, uite un produs pe care am bocit puțin. Este Paula's Choice Resist Anti-Aging Eye Cream. Foarte mișto. Și da, zic, am bocit pentru că în momentul când am scos și ultima picătură din el, am zis, poc, mi-a plăcut foarte mult. Și am zis, dacă n-aș avea în momentul ăsta 11.000 de alte produse, mi-aș lua. Vedeți, asta este chestia atunci când ești beauty blogger, când ești în acest domeniu și ești la un moment dat înghesuită de atâtea notă. Ceva mai zis și în alte clipuri. Apar mult prea multe produse. Pe lângă cele pe care le primesc, sunt și pe cele pe care le cumpăr. Ce mai cumpăr de pe eBay, în special eșantioane, miniaturi, și sunt foarte multe curiozități. Nu am cum, ca și om, nu am cum să cunosc toate produsele, nu am cum să le folosesc, pentru că trebuie să le folosesc și trebuie să fac o pauză între ele ca să-mi pot da seama de relevanța lor. Sfatul meu, este o recomandare pe care mi-o dau eu însămi de ceva vreme. Vreau să ajung să folosesc exact produsele care îmi plac, adevărat, adică mă refer asupra cărora am deja o experiență. Nu știu, în perioada următoare nu prea mai am chef de încercat noutăți așa majore, să spun, mărci pe care chiar să nu le știu deloc sau lucruri care mi se pară bizare. Da, de exemplu, n-aș folosi cu ingrediente de astea sau nu știu, tehnologii de astea foarte avansate care apar acum, care sincer pe mine mă sperie puțin. Aș merge în continuare pe ingredientele de bază, pe ceea ce înseamnă îngrijirea tenului, acid hialuronic, vitamina E, peptide, niacinamide, lucruri de acest gen. Nu aș agresa, pentru că tenul, așa cum l-am acum, la 40 și în curând o să fac 41 de ani, nu merită chinuit de foarte multe ori. Și v-aș invita și pe voi să nu vă lăsați duse de toate aceste mesaje pe care voi le primiți în social media. Vai, a apărut crema X. Vai, da, crema Y e mai bună decât crema asta. Dacă v-ați obișnuit și dacă pielea voastră dă rezultate cu adevărat bune, nu are sens să folosiți 11.000 și să cheltuiți bani pe produse pe care nici nu știți dacă le veți folosi. Nu aveți garanția că vi se potrivesc și să blocați atâția bani în niște produse. Nu. Și acum haideți să vă zic o chestie. Mă uitam că sunt beauty blogger sau influenceri, cum lor veni, care primesc azi o cremă și deja peste o săptămână spun că este genial. Mă uitam acum dintre fashion bloggerițele astea foarte titrate, să zic așa, că mulți followers, a primit nu știu ce press kit de la Dior și peste 3 zile a spus că sunt geniale acele produse. Apropo, vorba de acele noi seruri de la Dior, sunt niște seruri, parcă niște boostere pe care le amesteci într-o cremă. Am fost și le-am încercat în Sephora sau în Douglas, nu mai știu, în Douglas. M-am uitat pe formulele lor,
sincer, nu aș da 3 milioane pe, parcă așa era, 3 milioane și ceva, sau spre 4. Nu mă tentează, plus că văzând formulele destul de bănăluțe, nu, și n-am înțeles ce este atât de genial, pentru că până acum mai sunt o grămadă de alte companii care scot boostere de acest gen, Clarins, care sunt mai ieftine, Paula's Choice și multe altele pe care le poți mixa în creme, adică nu ai inventat acum Dior roata cu aceste produse. De adevăr, arată foarte bine gama aceea captură totală, adică crema aia de bază în care tu trebuie să mixezi acele seruri. Este mișto, dar ca să dai vreo 4 milioane pe ser, vreo 4 milioane pe cremă, deci în total să investești 800 de lei. Dacă ai avea 800 de lei, mai bine investești într-o cremă de la Sisley, într-o cremă de la Sensai, într-o rutină de la Paula's Choice, niciun caz, sau chiar din gama Gerovital Premium, din Clarins, dar niciun caz nu m-aș duce, Andalou Naturals, dar niciun caz nu aș da pe Dior. La Dior, da, merită să investești, de exemplu, în parfumuri și în make-up. Eu în acest moment am un ruj Dior pe buze pe care îl ador și blush-ul este la fel Dior, dar nu aș investi atât de mult în skincare Dior. Da, poate în acea gamă lor, crem suveren, da, poate acolo m-aș, așa dracul, deja vorbim de prețuri care depășesc 1000 de lei. M-am întins foarte mult la vorbă astăzi. Sper că v-a plăcut și ne vedem, ne vedem la următorul Empties. Nu știu când va mai fi. A fost, acesta chiar a fost un clip lung. Să vă arăt așa un pic din culisele filmării. Cei doi pufoșii au stat aici lângă mine. Vedeți, ăsta este caloriferul care stătea în fața mea. Ăsta este scaunelul pe care stau ei. Și tot clipul cât am stat, mi-au arătat componențele lor blănoșite.